Emisiune sponsorizată de Holland Farming, distribuitor de biostimulatori, îngrășăminte speciale și semințe profesionale pentru legumicultură. Bună ziua și bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii În grădina Danei. Dragii mei, ne aflăm în cea mai frumoasă perioadă a anului, când toate plantele înfloresc. Uitați-vă ce minunate sunt, dacă au fost bine îngrijite, precum cele din serele familiei Oprea de la Râfov. Și chiar dacă suntem înconjurați de culoare, noi o să vorbim astăzi despre altceva. De exemplu, am ales să dau o fugă până la Buzău, la Banca de Resurse Vegetale, să stau de vorbă cu domnul doctor inginer Costel Vânătoru despre usturoi. Noi astăzi am hotărât să vorbim despre usturoi pentru că piața este invadată de usturoi din import. Da, așa este, pentru că vorbim de o specie care se înmulțește pe cale vegetativă, prin bulbili. De aceea se păstrează mai greu și am pierdut foarte multe soiuri românești. În cadrul băncii de resurse genetice vegetale, avem mai multe soiuri de usturoi. Ne-am străduit să colecționăm și să reabilităm soiurile vechi de usturoi, soiurile românești. În primul rând, populațiile de Râmnicu Sărat, de Moldova, de Dărăști, de Cenat, populații care altădată ocupau suprafețe mari în România. Vorbind de soiuri din import, nu sunt atât de aromate, de parfumate ca cele românești și, așa cum știm, chiar își modifică și gustul și culoarea atunci și calitatea atunci când le folosim. De aceea, Ministerul Agriculturii, sigur, a creat o măsură specială de reabilitare a acestei specii, să încurajeze cultivatorii să folosească soiuri românești, iar noi, cei din cercetare, venim în întâmpinare cu soiuri noi. Avem acum al doilea soi de usturoi care se află la omologat. De fapt, am și primit certificatul de omologare, urmează să primim și brevetul de soi. Am avut primul soi, soiul Benone, în cinstea marelui interpret buzoian Benone Sinulescu și, sigur, al doilea soi, Râmnicianu, provine dintr-o populație locală de Râmnicu Sărat. Așa cum știți, zona Râmnicu Sărat este cunoscută în producerea de usturoi, în cultivarea acestei specii. Din păcate, în ultima perioadă, datorită importurilor, suprafețe s-au redus foarte mult și în această zonă, dar acum au fost relansată producerea de usturoi în zonă, datorită faptului că am reușit să obținem soiuri omologate, soiuri care sunt recunoscute în cultură și, sigur, să facem pasul de la populație locală la soi. Populația locală are o marjă mare de variabilitate a caracterilor. Pe câtă vreme soiul este mai bine stabilizat, se recunoaște cu mai multă ușurință. De aceea, el trebuie să treacă testul DUS și, sigur, am reușit ca acest soi să întrunească condițiile cerute de partea științifică și, în special, și de consumator și de cultivator. Vorbim de un soi valoros cu potențial mare de producție la unitatea de suprafață. Depinde, sigur, de tehnologia abordată, dar și de condițiile climatice specifice fiecărui an, dar vorbim de producții de la 8-12 tone la hectar. Deci producții mari și de calitate și ceea ce este interesant că se păstrează foarte bine usturoiul peste iarnă, deci nu seacă, cu condiția să fie depozitat în condiții optime și, sigur, păstrat iarăși condiționarea să fie făcută cu multă atenție. În condițiile în care dorim să-l păstrăm o perioadă mai lungă de timp, nu este bine să-l fasonăm, să îi tăiem codița, ci, dimpotrivă, este bine să-l păstrăm în legătură sau, așa cum se obișnuia în trecut, în funie. Funie, da. Pentru că funile acelea au fost inspirate tocmai datorită necesității păstrării. Contribuie foarte mult la închiderea foarte bine a tunicilor la codiță, deci nu seacă bulbilii. Vorbim de un soi prietenos în alimentație și chiar care nu ne creează probleme după ce l-am utilizat. Are cățelul foarte mare, deci ceea ce caută tot românul. Da. Este compact? Compact. Cățelul, așa cum a spus, ceva mai mare decât la
celelalte soiuri, nu foarte mari, așa cum sunt soiurile care vin din import, din China, din Spania, dar față de soiurile românești putem spune că am reușit o performanță să obținem o căpățână mult mai mare cu bulbili ceva mai mari. Greutatea căpățânii undeva la 50, 60, 70 de grame și variază la număr de bulbili în căpățână de la 12 la 20 de bulbili. Suntem la început cu ameliorarea la această specie. Noi am avut cercetări avansate, însă colegul care s-a ocupat de această specie nu mai este printre noi, Dițu Dumitru, un pasionat al ameliorării, și dumnealui ajunsese în faza finală să obțină un soi, să după aceea a ieșit la pensie și sigur cercetările au rămas în aer și acum a trebuit să le reluăm. Are cerințe deosebite față de sol, nu poate fi cultivat în toate zonele țării pentru că preferă solurile ușoare, ușor nisipoase, cu drenaj bun, în lungile râurilor de regulă și soluri care sunt libere de boli și dăunători, special dăunătorii de sol, nematozi. Nematozii sunt cei care atacă foarte puternic cultura, practic se instalează pe rădăcinile fibroase ale plantei și planta nu mai ajunge la maturitate, ci se întrerupe din vegetație și atunci pierdem cultura. De aceea, zona noastră este bună pentru cultura usturoiului, este o zonă ușoară, lunga Buzăului, lunga Râmnicului Sărat, favorizează această cultură și putem să vorbim de suprafețe mari în viitor cu această specie, mai ales că beneficiază de atenția Ministerului și chiar de subvenții. Dar dacă vrem să ne punem în curte noi un strat așa de... Rezistă foarte bine peste iarnă, poate fi plantat din toamnă sau primăvara de vreme, cu condiția că atunci, dacă îl plantăm din toamnă, trebuie să-l plantăm puțin mai adânc. Din mai multe motive, pentru că avem de-a face cu vântul care poate să dezvelească bulbilul, mai și ciorile sunt tentate să-l scoată din pământ, de aceea trebuie plantat puțin mai adânc dacă îl înființăm cultura din toamnă. Asta începând de la octombrie, putem să înființăm cultura și sigur primăvara de vreme. Bine ar fi ca să plantăm fie toamna, fie în ferestrele iernii și în condiții în care nu am reușit să venim primăvara de vreme până pe la 15 aprilie. Deja el pornește în vegetație și avem pierdere mare de sămânță, deci seacă bulbili. Îi trebuie multă apă? Nu are nevoie de multă apă, dar mai des. De ce? Pentru că având sistemul radicular la suprafață, sigur, apa se evaporă repede și atunci, din când în când, trebuie să venim cu apă să aprovizionăm cultura. Necesită ca, după ce udăm, să afânăm solul, deci să fie aerisit solul. Atunci se dezvoltă el foarte bine. Cultura poate fi înființată și întreținută cu ușurință. Practic, udatul la timp, combaterea bruienilor, a dăunătorilor, pentru că mai sunt și alți dăunători care preferă această cultură, cum ar fi tripsul, care se instalează pe frunzele, pe partea foliară a plantei și, la fel, acești dăunători se hrănesc cu sucul celălalt al plantei și trebuie să aplicăm tratamente preventiv, să nu scăpăm, pentru că se combate foarte greu, pentru că fie avem generații care ies din nou, ecluzează de nou, fie că avem generații mature și, de regulă, substanțele acestea nu pot combate și ouul și dăunătorul. Și, sigur, apar mai multe generații. Dar nu este o cultură grea, este o cultură ușoară. De obicei, pomii fructiferi se plantează toamna, e cel mai bine pentru ei. Dar dacă observați primăvara, că unora nu le-a mers chiar așa bine și chiar s-au uscat, e bine să-i scoateți și să faceți o plantare acum în primăvară. Cum? Vă va spune domnul inginer Marius Roman. Perioada de plantare se poate prelungi până chiar și în luna aprilie, dacă vorbim de zonele colinare, subcarpatice, unde vegetația este mult mai întârziată. Pentru asta trebuie să alegem un material săditor de calitate, certificat, adică autentic și liber de viroze, sănătos, cu alte cuvinte. Și cum îl recunoaștem? Pomul individual trebuie să fie însoțit de o etichetă, un pașaport fitosanitar, care exprimă categoria biologică. Când vorbim de un pom din categorie certificat, eticheta este de culoare albastră, iar când discutăm de un material din categoria CIC, o categorie inferioară, eticheta este de culoare galben. Pe acest pașaport fitosanitar sunt inscripționate mai multe date, furnizorul unde a fost produs, specie, soi, portaltoi. Sunt situații în care
anumiți pomi nu se pot poleniza cu polen propriu. Dacă se plantează un singur pom, trebuie să mergem pe soiuri autofertile. Lângă dumneavoastră văd niște pomi de cachi. Aceștia cum sunt? Cu ce fel de polenizare? Soiurile pe care noi le mulțim sunt soiuri autofertile. Rojo Briliante, Fuiu, Giro. Dacă cineva își dorește un singur pom, poate planta o singură plantă din specia cachi, nu este nevoie neapărat să planteze mai multe soiuri. Dar, din experiența de-a lungul timpului, nu numai în cadrul speciei cachi, cât și la celelalte specii, s-a constatat faptul că atunci când avem plantate mai multe soiuri, polenizarea se face mult mai bine și producțiile sunt constante și mai mari. Și rezistă la noi peste iarnă? Da, în ultima perioadă, odată cu schimbările climatice, au fost introduse în cultură foarte multe specii dintre acestea mediteraniene. Promovăm speciile cachi, rodiu, kiwi și smochinul, care, bineînțeles, este o specie mai frecvent întâlnită și rezistă cu brio până la minus 18, chiar minus 20. Dar, chiar și așa, noi recomandăm ca în primii 2 ani după plantare, în perioada de iarnă, să fie protejați contra înghețului cu materiale termoizolante. Și acum aș vrea să vorbim despre modul cum trebuie să plantăm. La dumneavoastră văd că stau într-un pat de nisip, dar ce facem noi din momentul în care luăm de la dumneavoastră? Recomandăm ca deplasarea acestora să se facă cu mijloace acoperite, mai ales dacă discutăm de distanțe lungi, pentru a evita deshidratarea rădăcinilor. Este bine să-i plantăm în aceea zi, iar în situația în care nu reușim să pregătim o groapă, în care efectiv facem același lucru, îi stratificăm, deci îi punem cu rădăcinile în groapa respectivă, acoperim cu pământ sau cu nisip și hidratăm din belșug. Și se pot păstra de la câteva zile până la câteva săptămâni. Se mai pot păstra prin imersarea rădăcinilor în apă, dar nu se vor păstra mai mult de 72 de ore pentru că există risc de asfixiere a rădăcinilor. Este o perioadă activă, văd că lumea se pregătește de plantat. Aveți o ofertă diversificată. Noi înmulțim peste 400 de soiuri din toate speciile pomicole, care prezintă o maturare eșalonată de la soiuri extratimpurii până la soiuri tardive. Să trecem și la partea practică și să mergem la fața locului să plantăm un pom, să arătăm telespectatorilor exact cum se plantează. În primul rând avem nevoie de pom, așa cum am discutat, pomul să fie autentic, liber de viroze, deci să posede această etichetă în care știm exact specia, soiul, portaltoiul și producătorul. În cazul de față, specia Cireș, soiul Grey Star, portaltoi Gizela 6. O să facem completări de goluri. În același mod se face și înființarea de plantații sau plantarea de pomi în grădinile proprii. În afară de foarfecă, sigur că avem nevoie și de o cazma, apa pe care o folosim după plantare și o găleată în care avem pregătită mocirlă sau un amestec de mraniță sau bălegar de vacă proaspăt, un amestec cu apă de consistența smântânii. Vom începe în primă fază cu fasonarea rădăcinilor, lucrare care constă în eliminarea rădăcinilor rănite, iar rădăcinile care sunt mai lungi și mai vigoroase, mai groase, se împrospătează, se taie câțiva centimetri, 1-2 centimetri de la capătul acestora, din vârful acestor rădăcini. După ce am făcut această fasonare a rădăcinilor, se trece la mocirlirea acestor rădăcini. Mai întâi trebuie să executăm groapa de plantare. Vom face o groapă generoasă la circa 50 de centimetri în diametru și 50 de centimetri adâncime. Pământul este foarte afânat. Da, pământul este foarte afânat pentru că în timpul vegetației, pe tot timpul anului, aici pe rândul de pom se lucrează mecanizat cu o freză cu palpator. Acum, foarte important este ca punctul de altoire să rămână la suprafața solului. Deci, efectiv, noi vom îngropa pomul la acest nivel. De ce am făcut groapa atât de mare? Era suficient să o facem la circa 15-20 de centimetri. Ca rădăcinile să se poată dezvolta ulterior ușor. Vom pune
pomul în groapa de plantare. Acum vom adăuga pământ afânat peste rădăcinile pomului. Se tasează foarte, foarte bine. După ce facem o primă tasare, se adaugă din nou pământ, tasăm din nou, facem lucrul ăsta în 2-3 reprize, poate chiar 4. E foarte important să tasăm foarte bine, astfel încât să nu ne rămână spații de aer între rădăcini și sol. Așa cum se vede, punctul de altoire a rămas la suprafața solului. Am terminat efectiv plantarea. Acum urmează să udăm planta. Fiind primăvară și umiditate suficientă în sol, este suficient un 10 litri de apă, o găleată de 10-15 litri de apă la fiecare pom. În plus, se realizează și o foarte bună tasare, să avem o procent de prindere cât mai aproape de 100%. Se scurtează cu unghi de 45 de grade deasupra unui mugure viabil sau a unui grup de muguri viabil să ne ajute la formarea coroanei. Acum am terminat cu totul, rămâne doar palisarea acestuia în formă de 8. Este un material elastic care să nu ștranguleze pomul, o să-l vedem cum va crește, cum se dezvoltă, iar pe vecinii lui o să îi vedem înfloriți. Maturare la sfârșitul lunii mai, început de iunie, așa cum spuneam, grey star. Au înflorit căldărușele despre care vă vorbea acum câteva ediții Virgil Loprea. Cred că le-ar sta bine în grădinile dumneavoastră, așa că dacă le doriți, dați o fugă până la Râhov. Dacă doar sunteți în faza de proiectare a grădinii, vă rog să fiți foarte atenți la sfaturile pe care vi le va da domnul Marian Miu Trandafir. Haideți să vorbim acum despre un proiect pe mai multe niveluri. A fost un pic mai delicat pentru că era așezat proiectul pe, să zic, un deal. Structura era supraterasată. Terasele erau făcute arhaic de către persoana care a vândut locația respectivă și a trebuit să fie îndreptată. Am observat că este amplasată casa cumva pe diagonala curții. Da, ea cuprinde mai multe terase. În prima fază, terenul din spate nu era cumpărat. S-a reușit să se câștige un pic din zona respectivă pentru garaj. Vreau să vă spun că această grădină de jos este supraetajată față de strada care este în spate, aproximativ cu 2,53-54 de metri. De afară nu se vede decât un gard, pe când înăuntru vedem toată priveliștea cânzare. Adică era o cădere efectiv de la casă, bruscă, de la baza casei până jos la stradă, erau 4 metri și vreo 80-90 de centimetri, cam așa. Și pe stânga și pe dreapta sunt spații inegale, cred că a fost greu de proiectat, greu de realizat. În afară că erau spațiile făcute, a trebuit să potrivim și piscina. A trebuit să o tot învârtim, să o tot așezăm, dar cum așezam piscina, intervenea fire pit-ul. Pentru că acest fire pit l-am dorit să fie încastrat în sol, să fie într-o zonă bine vizibilă din casă, din terasă, de peste tot. Am văzut o alee străjuită de niște stâlpi și niște obiecte decorative. Intrarea principală am dorit să fie făcută cu două spații verzi. În partea dreaptă unde am pus ceva mai artistic, adică un cupresso ciparis tuns pompon cu piatră spartă, mai mare tasos, iar în partea stângă plante mai mici ca înălțime. Și acolo am luat o sculptură făcută la noi în țară pe calcar, comandată special la un prieten de-al meu. Mai sunt câteva sculpturi făcute și în partea de jos a grădinii, ca să se vadă efectiv semnul acestui obiect este familia, adică cercurile restanțe al familiei unde putem să ne întâlnim cu toții să fie bine. Într-adevăr, această decorațiune de piatră este spectaculoasă. Da, a fost o cerință din partea beneficiarului, soției de fapt, să nu cumva să pun ceva circular, rotund în a cadrul acestui. O combinație. Și atunci a apărut acel cerc în mijloc. Și pentru că vrei să-l admiri și intri în grădină, am făcut și scăunele acelea la fel pătrate. Am văzut o bordură pe lângă gard și o cascadă în perete. Cascada a fost mai greu de realizat pentru că era pe un perete frontal cu o dimensiune foarte înaltă.
a peretelui și trebuia undeva la mijloc ca să vină aceste trei cuve, să poată să curgă simultan. I-a spus și cei doi arbori columnari de-a stânga și de-a dreapta. Aceia nu o să aibă coroana foarte mare, pentru că ei ajung undeva la 1,30 m maxim, dar se pot toaleta și atunci vor arăta ca niște lumânări în zona respectivă, mai ales că sunt luminați de jos și arată foarte bine pe peretele din spate. Și ați pus multe șezlonguri și niște scoici, am observat. Sunt două scoici care sunt puse în partea dreaptă, unde seara, pe peretele respectiv, există și un televizor. Era un perete destul de mare la o clădire, care avea două elemente distinctive. Una era o salină la subsol și un jacuzzi la etaj. Pe care noi nu-l vedem. Nu se vede. Și mi-a mai plăcut foarte mult, pe partea cealaltă, pe partea casei. Aveți la etaj, pe terasă, o zonă de luat cafeaua, de stat cu prietenii, iar de desubt, masă cu scaune. Da, sus e terasa care este din living, iar jos este locul de luat masă. Este bucătăria care dă direct în această terasă, terasa fiind lateral stânga cojea din ieră de coborâre pe trepte, estompează un pic zona respectivă. Iar jardinile din față sunt cu plante mai mici și, bineînțeles, lavandă, semiroase, sunt foarte multe plante. Sunt vreo 256 de plante acolo, care au talii diferite. Se îmbine foarte bine cu gazonul. Gazon avem 40% din suprafața totală de 770 de metri pătrați a terenul respectiv. Dar revin la piscină. Este cumva cu apă caldă? Are tot ce există, adică se poate face și iarna. Există un convertor care este băgat de desubt. Într-o imagine se vede o cutie care este pusă în partea dintre cele două scoici. Acolo de desubt se alvă convertorul, cel care face și apa caldă la 28-30 de grade în timpul iernii. Acea piscină, înainte să o terminăm, era pusă pe zona de asfalt și până s-a pus pământ de jur împrejur până când s-a ajuns la nivel. Deci e adâncă? E adâncă, are 2,10 m. Continuăm drumul nostru, excursia prin grădină, ajungem la Fire Pit. Fire Pit a fost realizat de așa natură încât se intre foarte multe persoane, între 10 și 20 de persoane. Au foarte mulți prieteni și atunci trebuia neapărat o locație unde poate să se strângă toți. O să observăm în jur că există foarte multe plante, aproximativ 25 de plante, sunt și în alte coloristică bogată pe tot cuprinsul anului, iar coborârea aceea este foarte interesantă. Mulți vor spune, domne, dacă nu o să plouă, este prevăzut cu sisteme de pardoseală care absorb toată apa. Sunt făcute niște spații eficiente cu pompe care scot prin bașa respectivă apa dacă se întâmplă să curgă. Deci nu este nicio problemă, s-au făcut probe, iar dedesubt se ridică și toate pernițele intră dedesubt. Seara le pui, dimineața le poți scoate ca să nu se întâmple ceva. Chiar în spate există un sistem de sortare a lemnelor ca să le poți lua ușor de acolo, să le pui în zona în care e nevoie, pentru că fire pit-ul nu e numai fire pit acolo, are și un grătar special care le poți deschide să faci o friturică dacă vrei să-ți miroase acolo. Poți să stai numai cu piciorușele și să te încălzești la o băutură tare, iarna, sau dacă vrei un tuci, să faci un ciolan cu fasole. Asta l-am făcut universal, să poți să faci ce vrei acolo. Da? Pentru copii ați făcut și locul de joacă, care e ascuns așa. Locul de joacă trebuia să cuprindă foarte multe elemente, pentru că acel copilaș creștea și trebuia să ne gândim. O să joace basket în viitor, la început se joacă la nisip cu găletușele, până trece la faza de balansoar, leagăn, se învârte într-o morișcă, până vrea să joace un sport, până vrea să dea cu piciorul minge și elementele trebuiau mutate. Aveam o magazie în spatele acestui teren de sport unde se pot pune toate elementele de joacă. Iar tot ce s-a făcut în jur gardurile, numai ziduri de rezistență de jur împrejur. O parcare foarte mare, unde poți să întorci mașina, să îți intre 3, 4, 5 mașini ale prietenilor. Și ca suprafață așa cât are? Sunt vreo 980 de metri pătrați. Și ca preț? Vă dați seama că au fost lucrări foarte mari acolo, de terasare. De asta vă întreb, pentru că e un proiect greu. Da. Deci duce undeva peste 100 și ceva. 110-120 de mii. Numai cu ridicatul terenului? Nu, lucrările toate care sunt în ansamblu, plante, tot absolut. Nu vorbim de casă și nu vorbim de anexa unde există jacuzzi și cu salină. Vorbim de piscină, fire pit, zona de cascadă, tot ce există în curte, deasupra, sus, jos, terenul de sport, toate astea, construcțiile nu ne aparțin. Adică nu au fost în lucrarea respectivă.
Dragii mei, nu uitați că puteți câștiga 5 cărți de la editura Casa din Oradea dacă răspundeți corect la întrebarea care sunt titlurile celor 5 volume. Dacă știți răspunsul, vă aștept mesajele pe adresa daniela.constantinescu@tvr.ro. Aceasta a fost ediția noastră de astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă aștept duminica viitoare pe TVR1 la o nouă întâlnire cu emisiunea În Grădina Danei. Până atunci, toate cele bune! Emisiune sponsorizată de Holland Farming, furnizor de biostimulatori, semințe de legume, bondar și control biologic pentru legumicultură.